luci ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Haideți, haideți, oameni buni, că se întâmplă chestii. Până și Iohannis a ținut astăzi o conferință de presă. Ta-na-na-na-na, vă dați seama? Vom vorbi și despre asta și despre planul nostru de Sanchi redresare. Până una alta, reziliența noastră se bazează pe voluntari. Vlad Popescu de la Clubul Câinilor Utilitari vine în seara asta la TikTok împreună cu Cealapa, o cățelușă cu care n-ai nicio șansă la pititea. Și acum, dacă tot am luat banii ăia mulți ca să mă vaccinez, ce să, trebuie să vă spun zilnic ceva ca să vă fac să vă vaccinați. Da, așa e contractul, ce să... Și m-am gândit așa să inventez pentru azi o bună prietenă a cărei mamă în vârstă de 80 de ani s-a stins în această dimineață la Spitalul Județean din Ploiești. Da, fusese internată abia duminică seară după ce a refuzat să meargă la spital la primele semne ale bolii, având și un nas bronșic și o mulțime de comorbidități. Da, cum arată bătrânii noștri la 80 de ani. Din păcate, ceea ce tocmai v-am spus e adevărat. Și sunt foarte mulți oameni, precum mama prietenei mele, Corina, care ajung mult prea târziu la spital, iar medicilor le este imposibil să-i salveze. Oamenii vin târziu la spital. Este foarte important ca depistarea pacientului să fie cât se poate de precoce, ca apoi să fie evaluat și cei care trebuie să internați să se interneze în forme mai ușoare, nu în forme severe. Avem o categorie de pacienți care ajung să stea acasă până ziua 12-a, 13-a. Și atenție, în multe dintre aceste cazuri, în prea multe, cu oameni care ajung târziu la spital, presa este cea care ucide. Mă rog, dacă mai putem numi presă ceea ce vedem seară de seară la televizor. Haideți, oameni buni, că mai e mult până când vom scăpa de nenorocirea asta. Să încercăm să-i ferim cât putem pe cei în vârstă de virus. Să le explicăm de ce e nevoie să ajungă la spital de vreme, mai ales dacă suferă și de alte boli. Și să ne vaccinăm. E singura cale. Altfel, domnul președinte Klaus Iohannis le-a împărțit astăzi cadouri veteranilor, eroilor noștri ajunși la vârste înaintate. Da, i-a chemat într-un cadru festiv în buricul Bucureștiului și le-a împachetat cadourile cu mânuțele lui. Da, cu mânuțele alea deschiază el toată ziua. Oh, foarte frumos! Așa, acțiune de imagine impecabilă! Mă rog, ăsta ar trebui să fie doar semnalul pentru o campanie care să se desfășoare în toată țara. Nu doar la țol festiv cu televiziunile de față. Și nu doar pentru bătrânii care au luptat cu arma, ci și pentru bătrânii din țara asta care au luptat și luptă cu sărăcia, cu inegalitățile, cu o pensie umilitoare și cu lipsa de inimă a autorităților. Da, și ei ar merita mult mai multă atenție și cadouri, zi de zi. Liviu Dragnea pierde procesul la capătul căruia spera să obțină eliberarea condiționată. Judecătorii i-au respins solicitarea și au decis că poate să facă din nou demersuri pentru eliberarea anticipată pe 27 iunie. Nu, chiar n-o să fac gluma aia proastă despre cum o să ciocnească Nea Livache ouă cu colegul de celulă. Da, orice ar zice unii și alții, îmi pare că Nea Livache e ținut acolo așa, de exemplu, ca la zoo. Băi, românii, haideți, bă, să-i vedeți pe corupții în cușcă.
A, după vremea când existau animale politice corupte, azi nu mai avem, nu? Nu, pentru că azi la putere sunt PNL și alții maculați, niște puri de nu se poate. Și acum, dragii mei, de la marile animale corupte să trecem la micile animale băute. Îl știți pe Benoni Ardelean, da? E și el foarte liberal, așa, și profesionist pe la televizor, după ce s-a dat ordinul la PNL, că trebuie să fie profesionist și competent și comentează Benoni, mamă, e rău, are coloană, ci că... Mă rog, ideea e că l-a prins poliția cu necaz, domne. Deputatul PNL de Timiș, Benoni Ardelean, a fost prins băut la volan luni seară de un echipaj al poliției rutiere din capitală. El a primit amendă și a fost suspendat permisul de conducere pentru 3 luni de zile. Aolea, ce ai făcut, mă, profesionistule? Ia uite, stați, că poate omul n-a băut. Păi era de ajuns să-i sufle și că în față, ca să se ducă în 0-2 alcoolemia. Dacă a mai băgat și o salată de varză cu oțet, știți cum e. Mă rog, Benoni Ardelean a zis că e de la niște pastile de inimă. Deci se drogase, nu băuse, sau cum? Auzi, Benny Hill Ardelean, le-ai luat cu apă, adică șpriț sau seci? Și erau pastile albe, roze, roșii? Știu că unii pun pastile în vin, dar nu-ți de inimă, Benny, că nebunule. Și de la Benny Hill Ardelean să trecem la polițistul pensat. E, cum să n-avem? Păi nu s-au terminat, domne, bărbații care se pensează în țara asta odată cu generalul Izmenar Gabi Oprea? Ce naiba? Un polițist de la secția 23 este cercetat disciplinar după ce s-a adus în timpul programului la pensat. Alo, mă, nu mai loviți, mă, neroi! Omul nu era la pensat, era la pansat, da, pentru că era rănit în misiune. Tocmai destructurase mafia băbuțelor care vând pătrunjel pe marginea drumului. Păi normal, mă, fraților, că se pensa, păi așa trebuie să fie un polițist de stradă. Își schimbă mereu înfățișarea, vocea, culoarea ochilor, ba e chel, ba e blond, să nu știe, domne, nimeni cum arată el în realitate. Pentru a se putea vaccina, oamenii trebuie să respecte totuși o condiție, să vină cu mașina, iar cei care nu au luat taxiul. Când am venit, am venit cu bicicleta și am vrut să intru, zis că nu se poate numai cu taximetru. Și mi s-au recomandat să iau, am luat. A, da, normal. Și nici călare nu e voie, atenție, că mulți au vrut să vină călare, știi, au năvălit practic la vaccinare. Iată imagini, că nu vorbim vorbe aici. Nu, îmi pare rău, mergeți acasă, doar în mașină, nu? Auziți, se poate și cu Loganul? Da, am glumit, sunt răutăcios, ce să... Normal că se poate și cu Loganul, dacă e pus pe o platformă. Mișto ar fi altfel, să se plimbe medicii cu taxiul prin tot orașul și să ia clienți de pe drum. Pac, că ține cursa, îi și vaccinează. Super idee! Autoritățile de la București au decis expulzarea unui oficial din ambasada Rusiei. Ministerul de Externe a comunicat părții ruse că adjunctul atașatului militar în România a fost declarat persona non grata. Decizia vine în contextul în care oficialii de la Praga au decis să expulzeze mai mulți oficiali ruși acuzați de spionaj. Ce spionai, mă, bosule? Laserul de la Măgurele? E un laser mare! Acum căutăm o pisică foarte mare care să se joace cu el. Ce să spionez, mă, tehnologia noastră de vârf? De vârf de munte, poate. Părerea mea e că singura chestie pe care ar putea să o studieze unii, așa să se mire, ar fi să înțeleagă cum pot atâția pensionari să trăiască cu 800 de lei pe lună. Da, se crede stat. Domnule, nu băteam joc acum. Ia, gata, haideți, ne-am încălzit să vorbim și despre chestii serioase. Că numai de catering că vă arde. Lasă că vă știu eu. India are zilnic peste 350.000 de cazuri noi de COVID. Situația e disperată acolo, iar lumea cu totul începe să trepideze. Pentru că așa se întâmplă când are loc ceva nasol într-o țară cu peste 1 miliard de locuitori. Când spunem că în India sunt peste 350.000 de cazuri noi pe zi, nu prea știm ce zicem, cum nu prea știu nici ei. Pentru comunitatea medicală însă e limpede că sunt mult, mult mai multe cazuri.
A apărut și o tulpină indiană, se putea altfel, care e mult mai contagioasă și mult mai agresivă, producând mai multe cazuri grave și implicit mortalitate crescută. O tulpină și doi grădinari, sau cum se numea filmul ăla, nu? UE trimite ajutor. Ce-o însemna asta pentru India? SUA trimite Indiei componente pentru producerea de vaccin, în timp ce proștii de pe toată planeta spun și în cazul ăsta ceea ce susțin când vine vorba de oamenii săraci. Dar de ce să-i ajutăm pe aia noi, mă? Ce e vina noastră că au ajuns în situația asta? E mai dai încolo, mă? Na, multă lume proastă, rău de tot. Uniunea Europeană și America au anunțat că sunt gata să ajute inclusiv cu medicamente, ventilatoare și alte echipamente pentru terapia cu oxigen. Un prim transport aerian cu ajutoare medicale din Marea Britanie a sosit în această dimineață în India. E noi, în grădina asta a raiului numită civilizație occidentală și Uniune Europeană și NATO, ne-am descurcat primii cu vaccinurile. S-au băgat sume enorme în cercetare. Iată, te vaccinezi din mașină! V-ați gândit, ăștia care toată ziua țipați să ieșim din UE, că la cum arată sistemul medical românesc, am fi fost mult, mult mai rău chiar și decât India dacă nu eram în Uniunea asta. Așa cum e ea, plină de birocrație, nedreaptă de multe ori cu oamenii în favoarea marelui business și așa mai departe. Dar întrebarea și mai importantă e alta. Poți să o mai arzi așa individualist într-o lume globalizată? Răspunsul e foarte simplu. Nu. Pentru că vine peste tine tulpina săracului pe care îl lași să moară. Același lucru se întâmplă cu mare parte din Africa. Europa și Statele Unite ar fi trebuit să facă de mult timp fabrici în aceste zone în care oamenii să muncească pe salarii decente doar și pentru faptul că marile lor companii sug bogățiile acestor țări de atâta amar de vreme. Așa arată un crematoriu improvizat din capitala Indiei, New Delhi, unde victime ucise de COVID-19 sunt arse pe ruguri 24 de ore din 24. Îi continuă goana disperată după oxigen. Oamenii țipă, imploră, plâng. Disperat și fără să știe ce poate să mai facă, fratele îl apasă pe piept încercând câteva mișcări de resuscitare. Drama acestor oameni este multiplicată de sute de mii de ori în toată India. Ah, am uitat să vă spun că urmau imagini cu puternic impact emoțional. E, lasă să le vedeți. Desigur sunt trucate, domne, că nu poate să existe așa ceva, nu? Of, of. Un sistem de sănătate vechi, iată, un guvern foarte slab, o țară cu imense inegalități, niște bogați la vârf, apoi un miliard de sărăcani a căror soartă nu interesează pe nimeni. Ia uitați, ca în timp de război. O butelie de oxigen de 50 de litri, care în mod obișnuit costă $80, ajunge să se vândă pe piața neagră și cu 6-700 de dolari, uneori peste 1000. Speculă, economie neagră, toate frumusețile înfloresc în astfel de perioade, normal. Revenind, ține de prostie și de cruzime să gândești globalizarea fără solidaritate globală. Este inadmisibil să vezi peste tot doar piețe de desfacere și resurse, dar deloc oameni, comunități, copii, bătrâni. Iată, bilanțul alarmant i-a determinat pe mulți dintre indienii bogați să plece de urgență din țară. Mulți plătesc mii sau chiar zeci de mii de dolari pentru bilete sau ca să închirieze avioane private care să-i ducă în țări mai sigure. Normal că expuși sunt cei mulți care câștigă puțin, cât să nu moară, la fel ca la noi, cât să poată să meargă și a doua zi la muncă. Normal că pleacă bogații, cei mai mulți au averi în afara Indiei, cunoaștem modelul, rușii fac și ei la fel, nu? Ne miram acum câteva luni că în India lucrurile sunt foarte neciștite, având în vedere densitatea populației și cum e acolo, dar e acum o problemă globală și o lecție pentru noi toți. Lecția fiind că atâta vreme când nu vom fi vaccinați, adică ca țară, ori aceste tulpini, aceste mutații vor putea apărea și acest astfel de val mare va putea apărea oriunde, chiar și la noi.
E, nu e ca și cum când a apărut virusul în China, n-am zis toți: a, unde? În China? E, mare brânză, e departe, mă. Nu e ca și cum în anii trecuți n-am ignorat cu aer superior, așa, toate avertismentele Organizației Mondiale a Sănătății despre o posibilă pandemie. Și nu e ca și cum astăzi, chiar acum, nu ignorăm aceleași avertismente din partea specialiștilor. E simplu, iată. Superbacterii, tati. Peste câțiva ani, când vor omorî milioane de oameni pe an, o să apară șoșoci de toate sexele care vor urla: de unde au apărut, domne, astea? Cum au apărut, domne, așa din senin? Da, mai nimic n-a fost și nu e din senin. Mulți ne vorbesc despre aceste amenințări și o fac de ani buni, cu dovezi, numai că noi suntem ocupați cu altele. Și când zic de noi, mă refer în principal la cei care ne conduc, normă. Da, s-ar putea să aveți dreptate. Și a ieșit azi, domn președinte, cu buletinul de știri. Mai întâi ne-a citit tot ce a spus Gheorghiță pe la prânz. Zici că-și gemeni ăștia, mă, au fețele alea, nu știi dacă urmează să te pupe sau să te... Mă rog, suntem în săptămâna mare, puțină decență, nu? În noaptea de înviere, restricțiile de circulație vor fi ridicate. Mă așteptam să zic că toate restricțiile vor fi ridicate. Dar să dea dracu, să-l vă pe vrunul, că o dă pe chefuială și pe băutură, că, bă, nu știu ce vă fac. Ce aveți, mă, glumește, domn președinte, da. O zice și dânsul așa, din gură. Oricum, la 10 e șlafăn, putem să facem ce vrem. Ne punem și în cap, cum se zice, dar în liniște. Chiar dacă și la noi statisticile indică o scădere a numărului de infectări, ceea ce înseamnă că am depășit vârful acestui val epidemiologic, nu suntem încă în punctul de a putea renunța complet la măsurile restrictive. Am depășit vârful, hă? Matale simți cel mai bine. Deci acum coborâm pe pantă din vârf, hă? Cu schiurile, cum îți place, matale. Acu de Paște, cristianele merg cel mai bine. Ați prins-o, șeful, da? Frumos. Nu, nu Cristoasele, bre, cristianele. Știu că este greu. Știu că de mai bine de un an am renunțat la viața noastră obișnuită. Da, tăticule, taci! Taci, nu ne mai aminti. Pare că-ți și pasă, da. Stai în dita mai palatul, tragi de fiare toată ziua, îți programezi concediu după concediu și bași somnic. Lasă-ne așa, nu ne mai aminti cât de greu ne e nouă. Cred că ăștia din Horeca cel puțin mușcă din televizoare când îl aud pe domn președinte. O lege promulgată de dumneavoastră pe data de 31 martie, o lege care îi scapă pe evazioniști. De ce dumneavoastră ați publicat această lege și nu ați făcut uz de prerogativa constituțională de a întoarce această lege la Parlament? Legea a trecut prin Parlament, a fost sesizată Curtea Constituțională, care a spus că legea este constituțională, după care a fost promulgată. Incredibil! Incredibil! Omul ăla întreabă de ce a făcut ce a făcut, iar Iohannis îi povestește cum a făcut. Șeful, șeful, știm cum s-a întâmplat. Domnul te întreabă de ce ai făcut ce ai făcut cu legea aia. Și tocmai de-aia întreabă de ce ai promulgat, pentru că știe că ai promulgat. Deci, matale, nu ne spune că ai promulgat, că știm... Nu, nu, că te duci cu bidon. La începutul anului, procurorii au început cercetarea penală pe numele Costel Alexe. Astăzi i-a venit rândul primarului PNL Iași. Unde sunt criteriile de integritate anunțate și de dumneavoastră și de liberali în campanie? Și dacă nu e prea mult pentru PNL să țină doi penali în funcții, că am folosit chiar expresia dumneavoastră din trecut. Da, ar fi cazul să reacționeze politic și PNL-ul. N-am nicio nevoie, dar nu s-a pregătit deloc, domn președinte, pentru conferința asta de presă. Adică s-a uitat așa cum ne uitam noi când eram la școală, primul capitol din manual. Ia, pandemie, mască, asta știu, să ne vaccinăm, ok. Hai mă, că sunt bazat. De unde? Uite că n-a știut. Mai avea puțin și își trăgea măscuța și pe ochi de rușine. Mă rog, exagerez, cred că îl dore la basket, nu?
foarte bună asta cu penalii. Acea mare porcărie a lui Iohannis care apărea în fața întregii țări și îi dădea penalii, penalii! Alo, domnul, cum stă treaba azi la PNL? De ce nu pronunți penalii din Partidul Național Liberal trebuie să plece? Sau asta e corupție bună, iar aia era corupție rea? E ca la colesterol, tată? De la bun și de la rău? Nu mai contează vocea dumneavoastră în PNL? Vom vedea. Domn președinte, dacă vă bateți tot așa și cu Putin, eu zic să nu vă prezentați, domnule. Să nu vă prezentați, că după aia mâncați cu paiu 2-3 luni ca popa. Guvernul pregătește o campanie amplă. Și da, vor fi implicați și artiști, și sportivi, și politicieni. Este nevoie, evident, de o acțiune foarte amplă de conștientizare și vom face aceste lucruri. Demență, caravane, nebunie, cârduri, cârduri de vedete, de vipuri, artiști, haite de cântăreță, cârduri de actori. Dar stai, bre, nu te grăbi așa. Păi mai e din pandemia asta, hai să nu scoatem toate armele din prima. Stai puțin, mai așteptăm să mai moară niște oameni, să mai... Și când se așteaptă pandemia mai puțin, opa, scoatem artiștii, cântăreții, sportivii, chelnerii, pionierii, șoimii patriei. Hai mă, ce naiba, n-am mai văzut și noi filmele astea. Șansele sunt de 100%. Vom avea un plan bun, bun pentru România, acceptat de Comisia Europeană și îl vom pune în practică. Nu-i niciun semn de întrebare aici. Tot felul de povești vehiculate din partea opoziției sunt doar povești, fiindcă dumnealor sunt supărați că sunt în opoziție. E chitroși ăștia, bre, da. Îi râc, îi știu, îi doare când văd succesul PNL-ului, succesul marelui PNL, marele succes al marelui PNL. Să uită ei ca la mașini străine. Ceranchiunoși, domne, cât venin. Marcel ăla, păi îl credeam om, serios, mă, l-am văzut și că-i bolnav, ior, așa, l-a luat amețeala, l-a luat. Am zis, bă, e om cu frica lui Dumnezeu ăsta, nu, bă, nimic, sunt răi, ce n-ai văzut, răi. Ce-mi place cum povestește domnul Iohannis, de parcă ne citește seara povești ca să adormim. Iar oamenii aceia sunt răi, nu sunt buni ca noi, de aceea oamenii aceia plâng acum de ciudă. Nu e ca la examenul de BAC, unde ești admis sau respins. Este cert. Discuțiile cu respins sau nerespins sunt prostii. Da, poate-i dați și afară de nuie dacă tot insistă. Păștia de nuie, zic, să rămânem doar noi. Așa ar fi mișto. Ce s-a supărat Iohăniță pe faza asta cu planul? Mai avea puțin și zicea, bă, acum plec la Bruxelles, mâine mă întorc cu planul aprobat, bă. Să văd ce mai ziceți atunci. Bă, ia dă-mă telefonul tău. Acum o sun pe Ursula aia, o pun pe speaker, să vedeți că aprobă tot, da? Este un plan național, nu e o jucărică politică. Jucărică? E cam șucărică, domn președinte. Stai, bre, nu te enerva așa. Haideți să vă spun o poezie, domn președinte. Rică nu știa să zică, râu, rățușcă, jucărică. Frumos, nu? Cu rimă, cu... Premierul este premierul și conduce guvernul. Deci orice discuție care ține de guvern, ex officio, este în responsabilitatea premierului. Deci nu trebuie introdus nimic nou. Premierul este premier. Ia uite, bă, l-au stricat. Haide, acum stăm cu el pe în service, nu mai avem nici garanție, nici să vezi ce plătim. Haide, dăm banii de pe planul ăla de dezvoltare să reparăm pe domn președinte. Să nu fie motorul, atât mă rog eu. Gata, am revenit, haideți oameni buni. Vă era dor de șoșo? Nici vouă, nu? Dar se întâmplă lucruri pe partea aia de... Pe ce parte politică sunt ea și Aur și... Pe partea clinică, medicală, să zicem. Șoșoaca a fost sancționată de Senat. Da, e ca la grădiniță când se joacă niște copii de oameni mari. Uitați ce pedeapsă a primit.
Timp de 3 luni, Diana Șoșoacă nu mai are voie să reprezinte Senatul României la evenimentele externe și interne. Senatoarea a primit azi un avertisment scris pentru comportamentul și limbajul agresiv pe care l-a avut în Parlament, dar și pentru faptul că a refuzat să poarte mască într-o instituție publică. Nu mai are voie să reprezinte Senatul. Wow! Băi, Șoșoaca se reprezintă doar pe ea oricum. Au rupt-o, mă, dar au terminat-o cu pedeapsa asta. Da, ați observat cum e Șoșoaca? Ea se duce undeva și zice: lăsați-mă să intru! Sunt parlamentar român, nu-mi interziceți să intru, că vă dau în judecată conform legii 69 pe 71, care e tot 69 cu două degete undeva. Am dreptul să intru oriunde, oricând, oricum. Cine mă atinge, mă, să ai cu ăsta. Cine mă atinge, intră în pușcărie. O chiftea isterică și cu păr slinos. N-ai văzut așa ceva? Senatoarea Diana Șoșoacă, mai calmă decât de obicei, a apărut la Spitalul de Psihiatrie Jebel, unde a fost întâmpinată de forțele de ordine. A vrut să-i convingă pe medicii unității că tânărul care l-a amenințat cu tortura și chiar cu moartea pe secretarul de stat Raed Arafat nu este bolnav psihic. Da, aici Șoșo voia să intre la psihiatrie, unde era un bun prieten al ei, da. Un fan pe care voia să-l reprezinte, pentru că era vorba de un patriot, domne, de un bun român. Domnul Arafat, astăzi s-am pregătit ceva frumos. Eu îți dau, frate, dacă nu vrei, să-ți dai demisia. Am, frate, aici un topor, că pistol n-am, am un ciocan. Foarte frumos. Rangă pentru greznele tale. Pe ăsta să duce Șoșoaca să-l apere. Știți ce a zis Șoșo despre acest dement? Că e ok omul. Da, mă, ce are? Ce a zis? Ce? Bă, da, sensibil mai sunteți, bă, cum vă spune cineva de un ciocan în freză, cum vă speriați? Aolo, parcă ați crescut la pensiune, extraordinar. Daniel, l-ați văzut, este foarte ok. Eu vorbesc zilnic cu el. Este un om sănătos, normal, care râde, este ok. Care este fapta? Unde este fapta? Unde este amenințarea? E, ăsta e ultimul stadiu al șarlataniei în politică. Să negi evidența. Ăla spune că îl bagă pe Arafat în groapă. Șoșo, chifteaua patriotă nespălată, zice că nu e nicio amenințare, domne, că omul e ok, e în regulă. Vedeți? Asta au ajuns să producă politica românească și democrația la alegeri. Astfel de creaturi. Na, trist. Bineînțeles, râzi, te amuzi, ha-ha-ha, faci mișto de ea, îi mai spui să se spele, dar per total e o chestie foarte tristă. E o bășică plină de mizerii care se tot sparge și împrăștie putoare în jur. Și acum, apropo de putoare, despre aur. Deci tot pe sănătate mentală, după cum vedeți. Un membru AUR a propus o listă de intelectuali care ar trebui condamnați la moarte. Aici sunt două chestii de discutat. Prima, deputatul PNL Alexandru Muraru cere scoaterea AUR în afara legii. Alo, băiatul, vezi că te-ai mânjit de putere pe la botic, da. Există circunstanțe atenuante ca acest partid să fie supus unei, nu doar unei monitorizări, dar unei asemenea acțiuni de scoatere în afara legii. Cum? Circumstanțe atenuante? Wow! Vezi că prostia poate să fie în multe cazuri circumstanța agravantă. Nici chiar așa, tipule. Cum se face, mă, că reușit să fiți exact la fel de rudimentari și de violenți precum ăștia de la AUR? Fix asta ar face și ei, repede, cu scoaterea în afara legii. Omule, nu poți să scoți un partid în afara legii pentru că un membru spune niște tâmpenii. Punct! Să nu mai lungim cu treaba asta. Nu e în programul partidului nimic de genul ăsta, atunci s-o lăsăm baltă, nu? A doua chestie pe care vreau să o spun aici e asta. Simion și ăștia care mai sunt pe acolo ar trebui să condamne foarte dur astfel de ieșire ale membrilor în secunda 2. Dar nu, ei le tolerează. Lucru care arată mizeria unui astfel de partid și faptul că e un produs al democrației, dar n-are nimic de a face cu democrația. Ar face execuții pe stadioane astfel de băieți. Până una alta, toți acești deraiați trebuie să fie sancționați de electorat, de susținători, de societate în ansamblu.
A, unde e amenințare să intervină legea, bineînțeles. Dar să nu intrăm pe panta asta cu interzis de partide. E mult mai periculoasă pentru democrație decât varianta în care lași niște demenți să urle cum văd ei lumea. Stop! Stop! Vreau să vorbesc! Este un abuz! Vor să-mi închidă gura! Oameni buni, nu se poate așa ceva! Sunt senatoare a României! Opriți abuzul! Iar ați venit, doamnă? Da! Am venit pentru că este un abuz! Un abuz! Ce este un abuz, doamnă? Totul este un abuz! Dar în primul rând, oameni buni, este un abuz pentru că vor să-mi închidă gura! Dar ce vă zic, ați pățit ceva? Da! Să știți că am pățit! Mi-au prins mâna în ușă la Parlament când încercam să intru peste ei să fac dreptate, domnule! Pentru că ei vor să-mi închidă gura! Cine, domnule? Cine? Mă întrebați cine? Arafat, Câțu, Iohannis, colonelul Gheorghiță, nu vezi ce se întâmplă? Ce? Vaccinează lumea ca să scadă rata de infectare, ca să înlăture pe urmă restricțiile. Și cum vor să vă închidă cu? Uite așa bine, că dacă înlătură restricțiile, așa. Eu nu mai am ce să spun, nu mai am ce să cer. Este un abuz, este un abuz, vă zic, ca să mă facă să tac din gură. Nu este normal să vaccinez așa de mulți oameni într-o singură zi. Ba, îmi pare rău, mă scuzați aici, dar se vaccinează chiar puțin. Nu, eu nu sunt de acord și nu este normal. Ce urmează? A? Să ne pună să ne spălăm pe cap ca animalele? N-ar fi rău în cazul dumneavoastră. Poftim? Ăsta chiar ar fi un abuz. Da. Cu A mare și Z mare. Da. Ați înțeles? Mă scuzați că deranjez. A zis cumva că e un abuz? Da, exact. Cu A mare, domnule. Înseamnă că am merit unde trebuie, domnule, că și eu sunt victima unui abuz. Dar dumneata cine ești? Serios? Ce? Haideți, domnule, că nu mă mai recunoașteți. Iar nu știu câta oară când vin la dumneavoastră aici. Sunt spionul rus. Spionul rus. Da, domnule, corect. Ce, mie ce abuz ați suferit, da, domnule? Ia. Ha? Ziceți. Și dumneavoastră. Vor să vă închidă gura? Ha? Reziști ăștia? Ce reziști? Nu, pe mine vor să mă expulzeze acum. Nu se poate. Da, auzit, oameni buni. Dumneata ești agentul rus pe care îl expulzează cu statul român? Da, eu sunt. Și de ce te expulzează? Spune aici oamenilor să audă ce abuzuri face statul. Păi vrea să mă trimită în Rusia. Dar asta este un abuz, nu se poate așa ceva. Spuneam și eu. Domnule, stai liniștit, tânăr spion, ești în mâini bune, o să te ajut. Nu se poate. Te iau la mine acasă și îți dau eu azil politic. O să mă opun abuzurilor de orice fel. Mulțumesc, doamnă, vă mulțumesc. Doamnă, stați puțin. Noastră chiar puteți să dați azil politic? Păi cum să nu? Păi la mine acasă fac ce vreau eu. Nu poate să-mi zică mie Câțu și Iohannis ce să fac la mine în casă. Mulțumesc, doamnă, rămân dator. Stai liniștit, normal, dar fii atent. Înainte să plecăm, așa, să nu te prind cu șampon în casa mea, da? Este interzis șamponul la mine în casă. Să știți că la mine nu prea. Perfect! E. Ești de-al meu! Hai să mergem! Așa cum era de așteptat, s-a umflat buboiul cu Planul Național de Redresare și Reziliență. Știți cum te prinzi la noi că e nasoală treaba? Nu că miroase urât, că la noi orice treabă ar face ăștia din politică, miroase foarte urât. Încep să dea vina unii pe alții. Da, e foarte amuzant să-i vezi cu atitudinea asta, adică tu îi întrebi, băieți, alo, e vreo problemă cu planul ăsta? Nu, doamne ferește, ce problemă, domne, nu există. Dar, dacă ar fi să fie, să știți că e din vina USR Plus. Fix așa se întâmplă. Ce-ai, mă, e totul bine, dar dacă n-ar fi bine, Ghinea e de vină. Asta ne spune marele PNL. Bine, iar sunteți o echipă, acum iar acționați ca un tot, monolit, n-ai văzut așa ceva. Ăia de la PSD erau la fel, monolit, și am văzut ce s-a întâmplat.
Cred că mai aveți nevoie de o ședință de terapie pozițională, a? Dane, ce zici? O sesiune de flegme în spatele ușilor închise, după care să vă prezentați în fața noastră cu o nouă foaie semnată. Act adițional numărul 2 la contractul. Dar haideți să vorbim puțin despre planul ăsta de redresare. Că vorba aia... Bună seara! Aveți 5 minute să vorbim despre domnul nostru Klaus Iohannis? Planul Național de Redresare și Reziliență este un plan amplu și vom avea peste 30, atenție, 30 de miliarde de euro din fonduri europene. Vă amintiți? Asta a fost în campania electorală. Vin banii, dragi români, vin banii, să vină banii, să vină... Votați-ne că vin banii ăia mulți! Prezență la urne... 32%. Mai puțin de o treime dintre românii cu drept de vot. De ce zic asta? Pentru că un partid ca PNL a câștigat 25% la alegeri, dar vorbim despre 25% din 32%, adică un 8% din totalul electoratului. Da, nimic practic. Ei bine, cu aceste 8% vii acu și faci viitorul țării? Și cu 5% din electorat, cât a luat USR Plus. Probabil vă întrebați, unde vrea să ajungă dementul ăsta cu deducțiile lui de Sherlock Holmes, de văscăuții de îndeal? Vreau să ajung aici. PNRR este despre reforme. Sunt mândru că am inclus în această versiune a documentului niște reforme esențiale pentru modernizarea României. Vreau să mulțumesc colegiul care a lucrat, domnul ministru Ghinea, trebuie foarte bună. Sunt convins că domnul ministru Ghinea a încercat să susțină PNRR-ul așa cum noi l-am propus. Doamne, voi vă dați seama ce se întâmplă? Adică am ajuns să vedem că unul ca Ghinea și mai știu eu care fac planuri în niște birouri, iar noi trebuie să îi prindem pe la colțuri și să îi întrebăm. Auziți, nu vă supărați, ce viitor ne pregătiți? Cu alte cuvinte, oare acest plan n-ar fi trebuit prezentat întâi în Parlament celorlalți mari loser din politică, așa cum sunteți toți? Iar noi, populimea, cetățenii, ok, care, bă, muncim, plătim taxe, să ne uităm cu toții, să vedem și noi ce zice în planul ăsta, a? Ghinea, omul care umblă cu planul în dinți, omul care îl prezintă la Bruxelles, nici măcar n-a participat la alegeri. N-a existat, era europarlamentar. Bă, nu e stupid? Asta odată. Apoi, domnul Iohannis, se pare că una e să o dai din vorbe în campanie și cu totul altceva e atunci când chiar trebuie să faci planurile concret. Adică, na, e limpede acum pentru toți că v-ați dus la Bruxelles cu niște fițuici și au râs ăia de voi. Așa cum știm noi irigațiile, canale care străbat câmpiile și de acolo cu pompe se face irigația, genul acesta de sisteme de irigații tradiționale, cum le știm de prin anii 50, 60, 70, sunt depășite complet și Comisia Europeană a spus foarte clar, nu o să dăm bani pentru sisteme care în loc să contribuie la un impact pozitiv asupra mediului, de fapt afectează și mai dramatic mediul. Fai de mine, ce rușine, ce rușine! S-au dus românii acolo cu de-alea. Deci, șeful, șefuțul, fii atent, deci ne-am gândit să săpăm așa niște canale, știi? Deci un, nu mari, un 5x5 așa, la un metru jumate, mai dă și oamenii la pește în ele, mai un alta, știi ce zic? Bine că nu v-ați dus să cereți bani pentru o flotă de pluguri și boi, alții decât voi, zic. Deci, domnii de la UE, ne-ar trebui și nouă 10.000 de căruțe, 3.000 cu coviltiră, așa că mai și plouă și... Dar asta îmi place la Barna, le zice. Nu, el nu simte că s-a făcut de râs, povestește. E ceva de genul... Dar să vedeți, să vedeți ce au râs de noi europenii când am început cu autostrăzile acolo. Vai, deci era doamna Ursula aia, zicea... Taci, dănuțule, taci, că mă scap pe mine și n-am chilos de schimb, dănuțule. Nu mai...
Foarte pe scurt, că pierdem timpul cu toți fraierii. Deci Barna ne povestește senin cum Ghinea s-a dus cu un plan pentru irigații de vreo 3 miliarde de euro, care era depășit cu niște zeci de ani. Deci nu cu 5 ani, cu zeci de ani. Doar Ceaușescu ar fi dat bani pe el. E, dacă nici asta nu e dovadă de habarnism și prostie și lipsă de profesionalism, nu știu care mai e. Avem zone extinse în țară unde deșertul este o realitate, nu mai este o amenințare. Și de aceea avem acest plan, care trebuie să fie un plan de țară și trebuie să fie susținut de tot guvernul. Problema este să convingem la nivelul Comisiei Europene că aceste proiecte tehnice care le utilizăm nu afectează mediul, ci dimpotrivă un efect favorabil asupra mediului, plus ele sunt legate de un obiectiv foarte important, securitatea alimentară. Iată, oameni buni, cum arată prostia în starea ei pură, îmbrăcată la cămașa albă, frumos, cu aere de stați liniștiți, că facem noi rahatul praf. Comisia Europeană n-a spus nu unei infrastructuri de irigații. Deci nu de necesitatea irigațiilor trebuie să-i convingeți. Comisia Europeană a spus nu modului învechit de irigații, care mai mult deșertifică. UE v-a spus cu alte cuvinte că sunteți arhaici, mă, niște țărănuși, habarniști, cu mămăliga între dinți, depășiți. Ah, să nu uit, șică. Aceste proiecte tehnice care le utilizăm, N-ai, mă, ce să faci cu el? Bă, omule, am îmbătrânit naiba și noi de când îți tot explicăm. E pe care, agramatule. Pui mâinile alea pe burdihan, zici că cine știe ce somitate ești, iar tu habar n-ai să legi două vorbe. Râd copiii de tine. Țin de cam de o lună de zile am început să țin un jurnal și veți găsi cu siguranță în jurnalul meu, după ce mă voi lăsa de politică, detalierea aproape, cum să spun, aproape stenogramică a dialogului. A, bun, deci vom râde cu Barna și după ce se lasă de politică. Sperăm mâine, poi mâine. Ține jurnal, mă, și ne anunță că o să facă dezvăluiri. Of, Doamne, voi vă dați seama cât de odihnit e băiatul ăsta dacă el, când ajunge seara acasă, se apucă de scris? A, Barna, vezi că stenogramică, ce ai zis tu acolo, ține de stenografie, care e altă mâncare de pește decât ai vrut tu să zici acolo. Să scrii, da, în jurnal cât de habarnist ești, Barna. Una peste alta, ce vreau să spun cu planul ăsta de redresare? E un plan pentru 2021-2026. Adică toate programele la care te angajezi trebuie terminate până în 2026 ca să iei banii pe ele. Să nu vă imaginați că vin acum niște avioane cu bani, cum vin cu vaccinuri, iar noi cheltuim banii ăia în cât timp vrem. Nu! Mai întâi facem, apoi ei ne deblochează banii. Deci e la fel ca la ceilalți bani europeni. Luăm ciuciu, aproape nimic. România a trimis Comisiei 1000 de pagini de propuneri și a primit înapoi de la Bruxelles 100 de pagini de observații. Banii din planul de redresare ar trebui să fie atrași până la finalul lui 2023. 1000 de pagini de prostii, a spus și pe oamenii aia la muncă. Dar tocmai de-aia e bine să trimiți planul cât mai iute și să fie cât mai repede aprobat și să te apuci de treabă rapid. Că dacă îl duci în 2023, mai e decât puțin până în 2026, știi ce zic? Și la fel, de aceea e nevoie de un consens național pe acest plan. Pentru că nu se știe cine va fi la putere peste 2, 3, 4 ani sau peste o lună. Bă, și chiar dincolo de toate astea, ce atâta secretomanie mâncavaș? Ce țineți totul sub cheie, cretinilor? Da, cam așa cu planul ăsta. Vom tot vorbi în săptămânile care vin, pentru că e limpede, treaba e groasă. Și mizerabilii ăștia care ne conduc ne îngroapă de tot cu aerul că ne salvează. Opa, se îngroașe gluma. Vai, dar ce avem noi aici? Subiect de săptămâna mare, așa ceva, un preot din Teleorman prins în flagrant în timp ce făcea sex cu un minor. Șoc și groază. E, pă, naiba, șoc și groază. Am înțeles că doar preotul Pomohaci a fost șocat, da, s-a oripilat când a auzit. În post, coleguțu, în post, nu că nu ne mai facem bine.
de o perioadă destul de lungă, respectiv de ani de zile, preotul a fi avut o astfel de activitate infracțională, respectiv acte sexuale cu minori, așa fel încât polițiștii l-au prins în flagrant noaptea trecută, urmează evident și alte audieri în ceea ce îl privește, întrucât acesta nu a vrut să dea detalii în fața anchetatorilor. Auzi, preotul n-a vrut să facă declarații. Îl și văd cum s-a înfoiat la anchetator. Haide, haide, domnule, lasă-mă cu întrebările astea. Păi, doar știm bine că un gentleman nu se laudă cu cuceririle lui. Ce să mai zici? Nici nu ne-am lămurit bine dacă fructele de mare sunt de post și iată, revine în atenție o controversă și mai veche. Dar băieței, părinte, băieței pe care îi ciuguliți voi prin chiliile voastre, sunt de post sau nu sunt de post, hă? Știm că este vorba despre un minor de 16 ani. Acesta făcea parte dintr-un centru de plasament și a fi fost luat în mod frecvent de către acest bărbat și a demenit cu bani în așa fel încât, iată, să întrețină raporturi sexuale. A, da, într-adevăr, asta e o surpriză. Unul dintre puținele cazuri în care preotul dă bani și nu invers. În fine, e vorba așadar despre un copil dintr-un centru de plasament. Când auzi centru de plasament, bing, se aprinde un bec. Automat te duci cu gândul la o altă problemă istorică. Protecția oferită copiilor nimănui. Era să spun copiilor vulnerabili, dar nu e obligatoriu să fii orfan ca să fii un copil chinuit. Numărul copiilor care au mărturisit că sunt abuzați și au cerut ajutorul specialiștilor de la telefonul copilului a crescut de la 18% înaintea crizei sanitare la peste 46% în ultimul an. În majoritatea cazurilor, agresorii au fost chiar ambii părinți. E clar că ne-a luat mințile criza asta și ne răzbunăm pe copii. Iar aici discutăm, atenție, despre copiii care și-au făcut curaj să ceară ajutor, să sune la un psiholog. Dacă ne gândim la copiii care n-au curaj, care n-au habar că pot vorbi cu un specialist sau pur și simplu n-au telefon, atunci tabloul e și mai grav. Iar despre ceea ce se întâmplă în centrele de plasament sau în alte instituții menite să protejeze sanchii diverse categorii defavorizate, uite, mi-au căzut ochii pe acest articol publicat pe site-ul de la zero.ro, pe care vi-l recomand. Sanatoriu de boli psihice din Botoșani. Trei paciente rămân însărcinate și nasc într-un interval foarte scurt. Sunt 6 ani de atunci și nimeni nu știe împrejurările în care cele trei femei au făcut copii. S-au mimat niște anchete ca la noi, s-a stârnit un oarecare deranj, dar niciodată nu s-a aflat minunea din jurul celor trei sarcini. Mă rog, având în vedere săptămâna în care ne aflăm, poate nu e tocmai potrivit cuvântul minune. La vremea faptelor, cineva a depus o sesizare în care arăta cu detalii, acum citesc din articol, cum mai mulți angajați făceau sex cu bolnavele cu retard mental, le băteau sau le supuneau la perversiuni sexuale. Ce vorbești? Da, s-a pus problema unor teste ADN, dar costau 200.000 de lei, ești nebun. Păi cum să dăm noi de la stat, de la bugetul statului, de la doamna Raluca Turcan, de la domnul Câțu atâția bani pentru o chestie atât de măruntă? Mă rog, nu erau ei la putere, dar ați înțeles ideea. Asta e, se întâmplă, nu? Sex cu niște femei fără discernământ, care nu se pot apăra, care nu pot vorbi, internate într-o instituție care ar trebui să le ajute. Hai, gata, domne, să fim serioși, totul e în regulă, nu? Haideți, 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 circulați, să mergem mai departe. Cât mai departe, dacă s-ar putea. Că aici, în grădina Maicii Domnului, se întâmplă chestii. Și despre acest lucru am discutat. De multe ori mă întreb, ce naiba s-ar face statul ăsta dacă în România n-ar exista voluntari? Dacă n-ar fi oameni care să se implice, așa cum zic ei și cum zic și eu, ca să ajute? Da, am vorbit de multe ori aici despre capcana carității, despre cum statul are impresia că nu trebuie să se mai ocupe de nimic. Le rezolvă societatea civilă, copii săraci, educație, mediu, spitale, orice. Uite, la TikTok vine în seara asta un astfel de om, un voluntar, Vlad Popescu de la Clubul Câinilor Utilitari.
Ei intervin la dezastre, se duc să caute și copii dispăruți și după o astfel de căutare vine la noi în studio Vlad. Știți câți copii dispar în fiecare an în România? Peste 3.000. N-ar vrea nimeni să fie în locul părinților. Vlad și ceilalți voluntari și-au câinii și vin. Acum au găsit doi copii de 13 ani căutați cu disperare de familie. Vlad nu vine singur în seara asta, ci împreună cu Cealapa. O veți cunoaște după publicitate. Stați pe prima, urmează Tâlc Toc. Doamnelor și domnilor, Vlad Popescu și Cealapa. Da, dragă. Da. Salut. Salut. Ce da. Faci, drag? Da. Ce faci? Ce faci? Da. Ce și faci? Și. Ia să vedem. Da. Hai. La locul tău. Ce la avem tău. Noi aici? Ia. Așa. Bun. Și avem o cățelușă maidaneză. Așa. Care s-a apucat de căutare și salvare. Ok. Cum s-a gândit să facă treaba? A depus CV undeva? A depus CV undeva, da? În sensul că ea se afla într-un tomberon. Ok. Noi am găsit-o în apropierea trenului. Da, da, da. Așa. Cât are acum? Acum are 6 ani. 6 ani. Oh. 6 ani. Și s-a apucat cu noi de antrenamente și ușor, ușor a ajuns câinele care este azi, adică a testat pentru căutare și salvare atât în dărâmături cât și în mediul natural de către Ministerul de Interne. Și atunci când este nevoie de ea, vine la treabă. Deci voi asta faceți la Clubul Câinilor Utilitari, da? Da, da. Uh-huh. Și aveți mulți câini acolo? Avem în momentul ăsta aproximativ 30 de câini, okay, care sunt în diferite stadii de lucru și de atestare. Avem 6 câini atestați pentru căutare și salvare în dărâmături, deci pentru cutremur. Ei ar fi mai mulți, dar anul trecut nu s-a ținut atestarea, ei ar fi vreo 14. Și avem vreo 13 câini atestați pentru mediul natural. Unii dintre ei sunt atestați și. Și intervenim unde se poate, cum se poate. Avem vreo 30 de voluntari care sunt și ei în diferite stadii de pregătire. Colaborăm cu instituțiile statului, în special cu DSU, foarte bine, dar iată că începe să colaboreze cu noi și Poliția Română și Jandarmeria și celelalte structuri implicate în asemenea. Și cum se întâmplă? Ei vă sună, avem o situație, nu? Și voi sunteți non-stop? Păi noi suntem voluntari. Ah. Evident că nu avem securea deasupra capului, dar din toată echipa se găsesc 4-5 oameni care se poată interveni la absolut orice. Fete. Aha, am înțeles. Da, da, da. Ok. Deci se găsesc 4-5 oameni și de obicei pleacă 4-5 oameni prima oară, după care pleacă încă 3, după care pleacă încă 2, depinde fiecare cum se eliberează de la servicii. În România nu avem o lege a voluntariatului foarte bine pusă la punct. Câinii stau undeva sau la fiecare om? Fiecare cățel care intervine aici este un câine care are un rol de a ocupa canapeaua acasă, okay, de a fura biscuiții copiilor, deci sunt câini absolut normali care fac antrenamentele astea și ajung câini utilitari. Și fac antrenamente zilnic? Fac antrenamente zilnic, însă în echipă facem antrenamente de 3 ori pe săptămână, aproximativ 12-14 ore pe zi. Aici îl vedeți pe Gabi cu Freia. Uh-huh. Ei s-au mutat la Brașov și se străduie să deschidă și acolo o echipă, să adune în jurul lor voluntari care să se apuce de căutare și salvare. Ok. Deci întâi câinii ăștia sunt luați, sunt dresați, nu? Și după aia îi specializați. Cum specializezi un câine? Pe? Păi tot prin dresaj. Duci dresajul ăsta de la nivelul de șez culcat, bravo, vino aici, la uh-huh, nivelul de du-te caută, bravo. Lucrează, intră pe locuri pe care altfel s-ar părea periculoase. Lucrează diferite scenarii și diferite situații care să te aducă în starea de a fi capabil să găsești persoane sub dărâmături sau persoane dispărute. Da. Practic, noi avem o arie și în aria respectivă câinele trebuie să identifice toate persoanele care sunt în poziții nenaturale. Dacă sunt în picioare, înseamnă că fac parte din echipa de salvatori. Dacă sunt trântite, ascunse, pitite, chircite, uh-huh, înseamnă că trebuie lătrate, pentru că dacă lătrăm, ne aude stăpânul și persoana respectivă e salvată. Și reușiți să faceți asta fără să bateți câinii?
Oh, deci este foarte important, e foarte important să nu batem câinii. Tocmai de-aia întreb. Și evident că trebuie practic să convingem cățelul că cea mai mișto recompensă de pe planeta asta este, vine de la victimă. Și victima, în cazul de față, colega mea, întotdeauna are ceva bun. În situația reală, vom da recompensa din buzunar. Dacă câinele trebuie să învețe ca să poată fi un câine bun, utilitar, trebuie să învețe să-și exploateze mediul, nici de cum să fie bătut și timorat, ci invers. Îi creăm, îi ajutăm creându-i uneltele de a decide ceea ce e mai bine ca să-și obține el recompensa. Bun, uite, spune-mi acum, cum fac eu cu, că un câine de ăsta e ușor de dresat, că ăștia s-au născut în condiții nasoale și sunt foarte inteligenți. Dar cum fac eu cu câinele meu, Shih Tzu, care are o personalitate fantastică, deci nu reușesc să-l sparg orice aș face. Bine, n-am dat cu el de pământ, să, așa, de-aia ziceam. Că mi-a mai zis un prieten, zice, bă, dar nici nu l-ai bătut când trebuia. Și care atunci când îl lăsăm prea mult singur sau are o supărare cu noi, că nu i-am dat ceva, bun, are și diabet, face insulină, e ceva mai dificil, dar nu pot să-l dezvăț de făcutul în casă cât un strop de pipi în unele locuri când e supărat pe noi. Deci, cum fac acolo, eu treaba asta? Acolo noi trebuie să înțelegem un lucru. Câinele nu decide să facă pipi. Așa. Pentru că nici noi nu prea reușim să facem pipi la comandă așa. Deci așa. Nici el nu poate să-și dea sigur comandă, ia să fac eu pipi aici. Asta e doar în capul nostru, știu, că de-aia am și zis-o. Așa. În principiu, el se scapă da? Atunci când stările emoționale pe care le are sunt foarte puternice. De obicei, frică. Dacă vorbim de un cățel lăsat singur acasă, probabil că este o anxietate de separație. El nu reușește să înțeleagă că noi când îl părăsim, ne mai și întoarcem. Uh-huh. Și atunci se trezește singur în casă și se panichează, zice, uleo, ce mă fac, cum ajung eu, ce fac, ce dreg. Și în contextul ăla mai scapă un pipi, de nervi se apucă să roadă câte ceva în speranța că se calmează așa cum ne roadem noi unghiile și atunci noi ne supărăm, mi-a distrus, s-a răzbunat. Nu, el săracul de... Și evident va roade lucrurile care sunt, îi aduc mai mult aminte de noi. Deci întotdeauna pantofii cei noi, întotdeauna niciodată lucruri vechi și părăsite în devara. Și de-aia suntem noi supărați. E, lucru pentru asta De unde e prostia asta omului de a crede că animalul, mai sunt idioții care urlă la copii de 2, 3, 4 ani. Mă, tu nu înțelegi când... Bă, nu te înțelege că are 2 ani, ești cretin? E, de unde pretenția asta noastră, că mă trezesc și eu vorbind cu câinele de multe ori, ca și cum el ar înțelege tot ce zic și ar avea... Acum, dacă nu i-am antropomorfiza, nu i-am luat. E clar că există un grad de antropomorfizare. Pe de altă parte, are legătură și cu empatia. E foarte greu să ne, să ne transferăm în mintea, în mintea copilului, în mintea câinelui. Chiar aseară când căutam copiii ăia, unul dintre A, uite, asta n-am spus, că ați venit direct de la o salvare. Indirect. Azi noapte am fost într-o misiune de căutare, unde, slavă Domnului, au fost găsiți copiii și toată lumea e în regulă. E, și copiii ăștia, practic, bănănăiau pe acolo și așa s-au rătăcit. Și oamenii locali le era foarte greu să înțeleagă de ce bănăneau copiii ăștia. Și noi încercam să spunem, dar tu la 13 ani ce făceai? Oamenii au mari probleme în a se pune în pielea celuilalt și se pun în pielea celuilalt cu gândirea de acum. Dacă eu înțeleg că nu-i frumos să faci pipi în casă, cățeaua de ce tu nu înțelegi? Tu de ce nu înțelegi? Da. Bun, ce-i fac eu? Desensibilizare. Desensibilizare, crearea unui safe space, deci un loc în casă unde se simtă foarte bine, chiar dacă e singur, și desensibilizare. Învățăm cățelul că pot pleca, pot ieși un minut, pot ieși două minute, pot ieși trei minute, pot ieși patru minute. Iarăși e foarte bine să nu salutăm câinele când venim și e bine să nu salutăm câinele când plecăm. Ah. Pentru că saluturile astea, care în general la căței, ați văzut că sunt foarte puțin formale. Și gata. E, în secunda în care îl salutăm îndelungat, îi confirmăm într-adevăr că plecarea e oribilă. Da? Hai să ne gândim așa, dacă soția pleacă la Polul Nord, cum se petrece despărțirea și cum se petrece regăsirea? Dacă soția iese până la piață, cum se petrece despărțirea, cum se petrece regăsirea? E, și acum să ne amintim cum ne salutăm câinele când ajungem acasă. În fiecare zi de parcă am venit de la Polul Nord. Ce face băiatul ăla? Ce omul ăla? Și atunci cățelul se panichează. Zice, uite băi, să nu mai pleci. Nu cumva să mai plece că uite ce pățesc. Dacă însă intrăm în casă ca și cum am fost
plecați până jos să ducem gunoiul, să spunem. Noroc, cocoș, am plecat. Așa? Ok. În momentul ăla îi vindem ideea că noi am plecat foarte puțin timp și că e o banalitate. Mai mult, câinele n-are ceas. Dacă l-am învățat să stea sigur 20 de minute, da, îl putem lăsa și 2 ore. Deci nu e așa o tragedie. Bătălia și, într-adevăr, trebuie lucrat cu atenție până la alea 20 de minute. Ok. Da? Deci un loc în casă unde se simtă sigur, chiar fără noi, locul lui. Și asta sigur se introduce prin dresaj. Sunt niște metode specifice. 2 la mână, nu salutăm. 3 la mână, desensibilizăm câinele cu plecarea noastră. Mai început plecăm 10 secunde, apoi 15, apoi iarăși 5 secunde, apoi 20 de secunde, apoi iarăși 10 secunde, apoi... Dar el, când îi vorbești, înțelege. De pildă, noi ne-am mutat de curând, că noi asta am făcut legătura. Ne-am mutat, el nu simte locul ăla ca fiind al lui și atunci asta e o problemă. E, când iese să-și facă nevoile în curte, afară și așa, nu se duce mai încolo, pentru că tot din teamă am zis noi, așa, face cum a coborât scările sau... Și de o săptămână am zis, bă, nu stau toată ziua să spăl acolo să... Și zic, când iese, zic, băi, nu acolo, deci tu mai încolo. De 3 ori am zis atât, să duce. Deci nu e problema că nu se duce, că nu înțelege. Mm-hmm. Dar, iată, există această problemă. E un cățel, deci indiscutabil un cățel cooperant. Da. Simplu fapt că voi v-ați prins că el are un diabet înainte ca ăsta să aibă forme grave, asta spune că sunteți de stăpâni al dracului de responsabil. Pentru că un câine... ne arată târziu care e diabet. Faptul că voi v-ați prins la timp spune că aveți grijă de el. Analize, și că aveți o cooperare. Exact, la analize, face la analize și zice, bă, glicemia e nenorocire, hai să vedem ce s-a întâmplat. Și apoi mergi, nebunie, mergi, da, și așa, da, mai departe. Faptul că voi v-ați preocupat de el, e clar că l-ați, adică voi ați dus deja o... De foarte multe ori oamenii normali care au căței se prezintă în fața dresorului cu un sentiment de vinovăție. Dom'le, nu l-am dresat, n-am făcut. Nu e adevărat, ai făcut ceva. Din moment ce ai ajuns cu câinele aici, ai făcut ceva. Și atunci dresajul ajută să îmbunătățim relația. Nici de cum luăm o relație oribilă și o transformăm într-una bună. Noi îmbunătățim și, în general, noi ca dresori, speculăm lucruri pe care voi deja le-ați făcut bine acasă. Bun. E bine de știu. Deci, oricum, și orice câine, cam la orice vârstă, că mai e nebunia asta, bă, numai, cât are? 2 ani, 3 ani, 4 ani? A, nu mai poți să... Nu, te mai înțelegi cu ei, nu mai poți să faci nimic. Absolut orice... animal, aici includem și oamenii, da, poate învăța atâta timp cât funcțiile fizice îi o permit. Evident că în funcție de experiențele formative, traume, genetică, etc., învățarea este limitată la fiecare vârstă. E clar că un câine de 6 ani, dacă s-a învățat să facă niște lucruri, va fi mai greu de dezvățat. Uh-huh. Dar primul meu câine de salvare a fost un maidanez pe care l-am luat de pe stradă la 5 ani. La 5 ani? Deci ne-am chinuit până a reușit să prindă încredere în mine. Până am reușit să reprezint în fața lui cineva de încredere. Apoi lucrurile au fost ușoare, că, pentru că el, vorba ta, venind de pe stradă, învățase deja foarte mult. Era mai înțelept ca mine vieții, multe puncte. Avea școala vieții. Exact. Bătălia este la fel și cu căței noștri. Dacă noi reușim să reprezentăm în fața lor persoane de încredere, ei vor ajunge să facă ce vrem noi. Până la urmă și noi facem aceleași alegeri în viață. Fac ce mi se spune dacă am încredere în cel care mi-a cerut-o. Da, eu am de foarte multe ori impresia cu acest câine, am avut câini de când mă știu, dar cu acest câine am impresia că el ne are pe noi, nu noi pe el. Și eu am aceeași impresie. Da, am aceeași impresie și despre câine, și despre pisică, și despre copii, fără discuții. Ei ne au pe noi și, într-o măsură, eu sunt adeptul ideii că e bine să învățăm. Alo, mocheta. Fetiță, e pe bani. Eu sunt adeptul ideii că noi trebuie să învățăm pe ei să-și exploateze mediul, inclusiv pe noi. Exploatează-mă și va fi bine. Eu sunt o sursă nelimitată de cașcaval, de distracție, fă în așa fel să o obții. Da. Și facem tot posibilul să învățăm să-și exploateze mediul. Deci nu mă deranjează, dacă câinele tău crede că el e șeful vostru, nici atâta timp cât face ce vreți voi, n-are decât să fie șeful. Corect. Da. Cum îl faci să nu mai cerșească? Nu-i dai. Nu-i dai. Nu-i dai. Cum faci să nu mai fie răsfățat? Nu-l resfeți. E foarte simplu. Aici e o luptă cu sine, pentru că niciun câine pe lumea asta nu e disciplinat dacă nu are stăpâni disciplinați. Știu că e greu și eu am problema asta. Da, așa.
Dar e o luptă continuă să fii disciplinat și să nu, da, să nu îți cedezi ție. După ce am tăiat, mai ales cu, de când cu diabetul cu astea și după ce am tăiat cadourile și cerșeala de la masă și așa mai departe, să urcă pur și simplu și zice, bă, ești nebun, sunt aici, nu mai dai, adică, și îi zici, bă, nu-ți mai dau, că ești bolnav, nu ai voie să mănânci, bă, bă, și să uită, dă cu labele așa pe tine, bă, e nebunit, cum să nu deci mai toate, dai? Toate obiceiurile proaste au o perioadă de sevraj. Da. Da? Evident că perioada oameni asta de sevraj, exact, identic. Că dacă fumezi, dacă mănânci mult zahăr, dacă... Tot mamifere astăzi... suntem, da, da? Da, da? Deci toate obiceiurile proaste, fie că ele sunt alimentare, fie că sunt de orice fel, au o perioadă de sevraj. Și perioada de sevraj este o perioadă spectaculoasă. Da? Da. Numai că acolo se produce, înainte de extinție, se produce o explozie. Deci în secunda în care câinele... măi, nu te răsfăța prea tare. În secunda în care câinele sesizează că sunt șanse mari să nu mai primească, atunci el va avea cele mai spectaculoase manifestări. Mm-hmm. Dacă atunci îi dăm... Atunci ni se face milă și îi dăm. S-a terminat. Noi recompensăm exact comportamentul ăla. Da. Și atunci, data viitoare, nu va mai trece prin tot traseul. Și va începe direct să... Aha, pentru că aha, știe că aia îi oferă recompensă. Da. Hai, da, cealapa, gata. Hai. Haide că te-ai răsfățat. Gata. Bravo. Așa. Extraordinar. Bun, hai să vedem și cum putem să dăm o mână de ajutor, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Voi acum faceți, aveți o strângere de fonduri, nu? De fapt, Asociația Zi de Bine... Asociația Zi de Bine a avut o idee minunată de a veni în sprijinul nostru și de a ne susține amenajarea unui teren de antrenament. Noi suntem... Ham-trenament, da. Un ham-trenament. Noi deja de câteva săptămâni avem acolo voluntari care trag, pun pietre, pun obstacole, pun nu știu ce. Și cu cât se strâng mai mulți bani, cu atât vom reuși să amenajăm mai bine terenul ăsta, care să fie un teren bun pentru antrenarea acestor câini în vederea pregătirilor pentru căutare și salvare, atât pentru cutremur cât și pentru dărâmături. Problema cutremurului în România este foarte mare. Problema dispariților este foarte mare. În România, în București cel puțin, avem extrem de multe vulnerabilități la cutremur și răspunsul autorităților niciodată nu va reuși să fie de unul singur îndeajuns. În toate țările din lumea asta, la asemenea situații, vin forțe din afară. Dacă noi reușim să pregătim în societatea civilă un număr de câini, iată, un număr de radioamatori, pentru că există și RVSU care face treaba asta foarte bine. Reușim la Crucea Roșie să pregătim un număr de oameni care să facă prim ajutor. Împreună, toată această rețea, iată, există la Cluj o echipă de câini de salvare care face același lucru, câini de salvare Transilvania. Dacă reușim ușor, ușor, Fundația Comunitară București are un proiect Bucureștiul Pregătit. Deci dacă reușim toți să ne adunăm și să strângem un număr de câteva sute de voluntari pregătiți să ajute și să asiste autoritățile în caz de cutremur, eu cred că ne ușurăm viața mult mai tare. La fel în cazul dispariților. În România dispar în fiecare an mai mulți oameni decât sunt uciși. Însă la omucideri, resursele pentru investigare sunt enorme. La dispariții nu e chiar așa. De aceea, dacă noi, societatea civilă, reușim să ne mobilizăm și să creăm o alianță care să ajute autoritățile, nici de cum să le dea peste nas sau pur și simplu să ajute și să asiste, pentru că aseară a fost o colaborare foarte bună între noi, între cei de la Radio Amator, cei de la Rescue 4x4 care se ocupă cu mașinile de teren, și poliție și jandarmerie și pompieri, și toată lumea a căutat foarte bine și am ajuns la un rezultat pozitiv. Dacă reușim să facem chestia asta, eu cred că vom reuși să ducem țara asta un metru mai încolo. Până la urmă, bătălia asta este. Dacă vreți, poate oamenii care ne urmăresc nu toți sunt iubitori de câini. Pur și simplu fapt că facem lucrurile un pic mai aproape de ce ne dorim. Nu, eu cred că aici nu e despre a iubi sau nu câinii. Aici e vorba de un serviciu la care ți-ai dori foarte tare să apelezi în 3 secunde când îți dispare cineva sau când ai pe cineva de căutat. Deci în momentele alea, cred că toată lumea s-ar gândi la treaba asta, că nu e despre dragoste. Evident. De câini, este despre ce reușim să facem cu acești câini. Dacă acești voluntari își ocupă foarte mult timp, își dezvoltă o condiție fizică,
mulți dintre ei sacrifică vacanțe, ore de muncă. De asta zic că eu asta, apropo de discursul ăsta al tău, care e super ok, eu mă despart un pic în momentul în care spui că doar societatea civilă trebuie să facă treaba asta. Nu, indiscutabil. Ar fi treaba societății civile. Nu, bă, e treaba autorităților să sprijine astfel de inițiative, să le financeze. Astfel, că mai dau și oamenii un ban, că uite, să mai amenajează un teren, o chestie, nu știu ce. Băi, dar finanțările trebuie să vină de la autorități, adică autoritățile beneficiază de acest ajutor și venim noi să ajutăm doar pentru că suntem societatea civilă. Nu, tată, ideea e că trebuie făcut cu finanțare de la stat, că până la urmă trebuie să existe treaba statului. Frate, la un cutremur, mâine, Doamne ferește, la un cutremur gen 7-7 sau așa, ar fi o nevoie extraordinară de sute, poate de mii de astfel de câini, pentru că la cum arată un oraș ca Bucureștiul, de pildă, toate orașele din țară, ar fi o catastrofă și probabil ar fi zeci de mii de victime. Problema e, ne prinde cum ne-a prins pandemia, o nenorocire de asta, sau ne prinde pregătiți cu autoritățile care pot să rupă 7 oase și 200.000 de lei pe lună pentru așa ceva. Eu văd lucrurile așa. Dacă autoritățile ne dau bani să facem asta, tot tu îi dai. Bineînțeles, păi da, da. Bătălia este așa. Există sprijin de la autorități în măsura... Dar treaba autorităților este să gestioneze foarte bine toți banii din taxe și impozite. Sigur că da. Și să sigur aloce da. Peste sigur tot că da. Adică... Acum există autorități și autorități. Noi avem o colaborare excelentă cu DSU din toate punctele de vedere. Deci acum DSU plănuiește să ne ajute în construirea unui poligon special pentru cutremur. Deci, din punctul ăsta de vedere, există autorități cu care colaborăm foarte bine. De asemenea, în structurile MEAI, noi mergem și ne atestăm căței, fără să plătim niciun fel de taxă. La fel ca partea parteneriatului nostru. Pe de altă parte, există foarte mulți oameni care își doresc să se implice, dar nu au timpul necesar, n-au condiția fizică necesară, n-au skill-urile necesare și care ne pot ajuta prin asemenea platforme, cum este Zi de Bine sau Fundația Comunitară București sau asemenea chestii. E important și din punctul de vedere al oamenilor de rând să știe că se pot implica într-un fel. Sigur, este important și ca autoritățile să facă asta. Noi trăim cu prejudecata că trăim într-un sistem bolnav. Eu sunt de părere că nu e un sistem bolnav. Este un sistem neterminat. Sistemul nostru n-a fost niciodată funcțional. România n-a avut niciodată o cale de a răspunde la cutremur coerentă și corectă. N-am avut niciodată un sistem, asta e părerea mea, niciodată un sistem de sănătate care să meargă ață. Noi acum construim și toate dezastrele pe care nu reușim să le întâmpinăm este pentru că noi n-am construit destul de repede pentru a ajunge la nivelul de 2021 așa cum ne-am dorit să fie. E important să punem toți umărul așa cum putem. Evident că ar fi frumos ca autoritățile să sprijine mai mult, evident că ar fi frumos ca câinii ăștia să existe deja. Trebuie să ne punem la ce putem face acum în situația asta. Da, problema aici este capcana asta a carității, despre care eu tot vorbesc la emisiune, să nu le lăsăm autorităților impresia că ne ocupăm noi. Asta e ideea. Indiscutabil. Și că ele nu mai trebuie să ocupe. Nu. De când m-am apucat eu, m-am îndeletnicit cu e dat afară pe ușă, intrat-o pe fereastră, absolut toate autoritățile din București și din MEAI, probabil că au pe ușă o poză cu mine, nu cumva să-l lăsați pe ăsta să intre, dar facem tot ce putem să le amintim că au o treabă de făcut și îi sprijinim acolo unde putem și unde avem skill-uri și abilități. Sunt mai multe programe la clubul vostru, foarte repede despre fiecare, deci am vorbit despre asta cu câini de salvare, dar mai aveți Romanian Prison Dog Program. Da, da? Da. Este un program de reabilitare a deținuților și a unor maidaneze amărâți, da? prin dresaj. Și anume, o clinică veterinară se ocupă de partea medicală, asociația Big Heart Society se ocupă de donații și noi ne ocupăm de partea de dresaj. Și astfel acești deținuți pleacă cu niște skill-uri în plus, cu niște skill-uri de viață, nu neapărat de dresaj, pentru că revin în dresaj dacă metoda cu care tranzacționăm este încrederea. Practic îi învățăm pe oamenii ăștia cum să tranzacționeze și ei cu această monedă cu oamenii din jurul lor. Super. Și le explicăm că încrederea nu poate să însemne altceva decât bunăvoință și predictibilitate. Ei, dacă nu pot oferi societății această bunăvoință și predictibilitate, nu pot înainta. Uh-huh. E un skill la care ei sunt destul de harni și înfometați să-l învețe, împreună cu câinii care
Sunt beneficiarii, cum să spun eu, secundari, efectul secundar pozitiv al acestei chestii, în sensul că acești căței sunt prinși, aduși acolo și pot pleca spre familii adoptive pentru că primesc o brumă de dresaj ca să se poată integra. Mm-hmm. Ok. Apoi terapia asistată de animale. Terapia asistată de animale presupune... este o terapie adjuvantă alături de un psiholog care determină niște obiective pe care noi le putem atinge împreună cu căței din dotare și cu beneficiarul. Și apoi câinele prietenul meu, copii și câini în siguranță. Asta este a pornit de la un bite prevention program în care mergem în școli și povestim copiilor despre care este comportamentul corect față de animale, atât din punct de vedere al protecției animalelor, cât și din punct de vedere al siguranței copilului. Mm-hmm. Pentru că dacă copilul vrea să scoată neapărat câinele de sub canapea cu mătura, s-ar putea de acolo să iasă un accident care nu e neplăcut doar pentru câine, ci și pentru copil. Corect. Și școala lui Codruț? Școala lui Codruț este un program de dresaj pe care l-am început în 2013. Este dresaj gratuit pentru maidanezi adoptați. În 2013, când a început programul de eutanasiere a maidanezilor pe străzi, noi am hotărât să ne implicăm cumva. Nu aveam posibilitatea să ne facem nici adăpost, nu aveam nici posibilitatea să ne luăm la luptă cu legea, care era foarte clară, și atunci noi am spus așa, oameni buni, dacă voi adoptați un maidanez, vă ajutăm noi să-l dresați. Și funcționează, iată, de aproape 8 ani, cu rezultate din ce în ce mai bune. Sunt 60-70 de câini pe an care ne trec prin mână și care sunt mai ok cu stăpânilor. Super! Deci oamenii care se uită ar trebui să trimită un SMS, nu? La 8845, am trenament pentru viață, pentru 2 euro pe lună, pentru a sprijini inițiativa. Noi am fi recunoscători și trebuie menționat că Asociația Zi de Bine face lucruri foarte mișto tot timpul. Da, deci asta știm, pentru că Melania a fost la noi deja la emisiune, deci oamenii știu. Am o carte la final pentru tine, așa încheiem noi dialogurile. Mulțumim foarte mult și eu am o carte, am venit. O viață pe planeta noastră, cred că ai văzut deja pe Netflix. Zice, lasă-mă că am văzut filmul. David Attenborough este unul din idolii mei, evident. Da. Evident. Dar n-ai citit cartea, nu? Cartea asta nu am citit. Ok, e super. Atunci. Eu vreau să-ți fac cadou o carte despre vulnerabilitatea orașului. Așa. Este scoasă cu sprijinul Ordinului Arhitecților și împreună cu cei de la Make Life Better. Aha. Foarte scumpă. Și care ne povestește despre cât de vulnerabil este orașul ăsta și de ce trebuie să ne apucăm de treabă. Ok. Da, mi se pare foarte interesant. Și da, sunt fotografii cu toate, probabil cu cele mai sensibile clădiri, nu? Cele mai sensibile zone și cum putem face pentru a, pe viitor, să evităm să ajungem în situația în care... În care astea să nu mai fie în picioare, corect? Da. Bine. Da. Mulțumim foarte mult. Noi mulțumim foarte mult. Pa! Așa, pa. Ea e pe cașcaval. Da, bravo. Ok, bine. Mulțumim foarte Baftă multă. Mulțumim frumos. Să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.